domnule primar, trebuie să începem cu începutul. Să vorbim, să spunem lucrurile pe nume. Cum arăta școala din Fundene acum 30 de ani? Indiscutabil. Nu, nu se poate... nu se poate face o comparație, sincer. Dacă toată lumea vorbea de toaletele în curte, acum nu se mai poate discuta. Sunt investiții făcute cu toalete interioare, grupuri sanitare pentru grupele mici, grupuri sanitare pentru fete, grupuri sanitare pentru băieți, adică grupuri sanitare pentru persoanele cu dizabilități, că cu apă curentă, cu școlile din Fundeni pot spune că facem o comparație, că toată lumea vorbește de condițiile și normele Uniunii Europene. Respectă toate, sigur, au dezinfectanți, au toate cele care ar trebui. Am avut și încrederea și sprijinul cetățenilor și au avut și răbdare. Comuna Fundeni, școlile din Comuna Fundeni sunt raportate la graț. Realizăm că sunt multe făcute, dar toate aceste lucruri au fost făcute că am avut și continuitate și sprijin de la oameni. Ați reabilitat, domnule primar, toate școlile și grădinițele de aici din localitate și acum vă preocupă problema unor terenuri de sport, am auzit. Spuneam mai devreme, în proporție de 99% este finalizată. Sunt mici retușuri care noi dorim să le finalizăm pentru a face, a constitui comisia de recepție și ISC-ul și din cadrul Ministerului să pot preda unitatea școlară cu toate cele. Vorbim de racordarea la apă, racordarea la gaz, ce înseamnă sări de clasă, să corespundă din punct de vedere al siguranței și al igienei. Urmează la școala 1 amenajare curte interioare, exterioară, da? Interioare la școala 1 și interioare cu mini teren de multifuncțional, fotbal, basket, cu zonă verde, cu alei pietonale, că o să vedeți că chiar arată, de cum spunem noi, wow. Primăria Fundeni a fost și este mereu alături de copiii comunității locale.